Salutare și bine v-am găsit la un nou Market Update! Haideți să ne uităm la început, rapid, peste modul în care s-a desfășurat acțiunea săptămâna trecută. Mă rog, săptămâna care tocmai s-a încheiat. Și, mă rog, ceea ce eu cumva anticipam din punct de vedere cantitativ a fost faptul că, datorită faptului că am avut așa o compresie de volatilitate și am avut aproape două săptămâni în care S&P-ul nu s-a mișcat absolut de niciun fel, Urma o mișcare agresivă într-o direcție sau alta. Bineînțeles, asta urma să se întâmple și pe fondul noutăților care urmau să mai apară. Ele au fost negative într-un final, pe finalul săptămânii, din două direcții, și atunci, așa nume, dinspre Banca Centrală Europeană și dinspre raportul pe inflație CPI din Statele Unite ale Americii. Însă, haideți să vedem. Am avut o zi de luni care inițial s-a deschis destul de uh, destul de bullish pe fondul știrilor din China cum că ei cumva ar ridica puțin presiunea asupra sectorului tehnologiei după care și Amazon a anunțat sau mă rog, s-a realizat splitul Amazon uh, și aceasta a fost la fel bullish pentru piață Cumva în ziua de luni piața a crescut, însă a fost un fade destul de important și o revenire pe scădere pe finalul sesiunii de tranzacționare și piața a închis un pic, un pic pe roșu. Ideea ar fi că, după cum vedeți, am avut o compresie de volatilitate destul de mare în ultimele două săptămâni și cumva ne așteptam la o evoluție agresivă într-o direcție sau alta pe săptămâna asta, Ziua de marți a fost însoțită de inițial de predicțiile target, adică unul dintre cei doi mari, mari retaileri americani, care a avut o previziune destul de negativă asupra evoluției în perioada următoare, ceea ce a alimentat din nou temerile privind consumul și intrarea într-o recesiune. Din acest punct de vedere știm că economia americană se bazează în primul rând pe consumul intern, dar cumva piața a trecut peste aceste știri și am avut o revenire pe creștere și ziua de marți s-a încheiat destul de agresiv pe creștere, după care miercuri am avut anunțurile din partea SEC, Security Exchange Commission, care, mă rog, fără foarte multe detalii tehnice, vor să scoată puțin din joc uh, acest sistem de payment for order flow, uh, care, mă rog, uh, market makerii plătesc uh, brokerilor uh, să se trimită către ei flow-ul de tranzacționare și aceasta, mă rog, e o dezbatere în pe piața financiară americană, dacă este benefică sau nu, market makerii și brokerii susțin că ajută la creșterea lichidității, autoritățile susțin, la faptul, susțin faptul că dezavantajează consumatorul, adică investitorul mărunt. Una peste alta este această discuție și pe fondul acestor dezbaterii și acest, acestui anunț, piața s-a vândut și în special brokerii au avut enorm de pierdut, Vezi Robinhood sau Joab. Asta a fost cumva ceea ce a făcut piața ca miercuri să revină un pic într -o, pe o ușoară scădere, dar iarăși, de luni până miercuri piața practic n-a făcut nimic, cum nu a făcut nimic de lunea dinainte până miercuri asta, după care joi și vineri am avut cele două bombe, da, și anume faptul că Banca Centrală Europeană a anunțat că abia în, în, luna iulie vor face prima creștere de 0,25 de puncte procentuale a dobânzii de referință la o inflație deja pe care o raportează cam toate țările din zona, UE, din zona euro peste 8%. Și vom vorbi puțin mai târziu de ce această știre a generat o vânzare pe piața americană și în același timp vineri am avut uh, raportul CPI care a fost uh, extrem de uh, mă rog, nu extrem de negativ în sine, dar a confirmat faptul că inflația nu a atins un uh, plafon și putem să aruncăm așa o privire generală uh, nu numai asupra pieței din Statele Unite, ci și a celei din Europa și în alte țări în care băncile centrale au susținut în permanență că inflația atinge un plafon acum în luna mai-iunie și s-a susținut că ăsta este plafonul că s-a atins și iată că inflația continuă să progreseze, în dinamică să crească, ceea ce nu a dat absolut deloc bine pentru piață și mai ales în perspectiva în întâlnirii de miercuri a FOMC, care este evenimentul săptămânii viitoare, în care se pare că, mă rog, creșterea de 0,50%, deci de 50 de puncte de bază sau de jumătate de procent a dobândii zi de referință este certificată, adică nu se va schimba nimic aici, însă conferința de presă de după această finalizare a întâlnirii de miercuri după amiază poate să creeze o volatilitate imensă în piață și, în mod normal, Fedul Ținând cont și de presiunile recesioniste care se, se ivesc pe zi ce trece, Fedul ar trebui să fie un pic mai uh, dovish, ar trebui să fie un pic mai uh, sub, susținător față de piețe. La ora actuală, părerea mea e că au mâinile strânse la spate și că, pur și datorită inflației, nu au ce să facă. Și țineți cont în toate previziunile pe care le-au auzit și la toți cei care susțin că, că, și când și cum o să crească piața, că noi, noi, și toată generația de investitori și de money managers care ne aflăm în viața la ora actuală, nu am trecut prin o recesiune însoțită de inflație. Asta s-a întâmplat ultima dată în urmă cu 40 ceva de ani și nu există Experți în gestionarea banilor și a portofoliilor financiare care să ne dea vreun fel de sugestie realistă vis-a-vis -vis de ce se poate întâmpla. Și atunci priviți cu îndoială orice citiți și orice auziți vis-a-vis -vis de ce va fi în această recesiune care probabil că a început deja și va urma cel puțin 2022 și probabil și o parte din 2023. Nu știm. Plus că avem o problemă, se pare, în viitorul apropiat în Europa. Și aici puteți să vă gândiți la anii 2011-2012. Această problemă se va adăuga la problemele din Statele Unite pe care le vedem noi pe piață în mod constant. Practic, dacă dolarul, sau nu dacă, dolarul continuă să crească datorită diferențialului de ilduri. Adică ildurile la 10 ani din țările europene, Uh, din, și mai ales din zona euro să zicem în, în, în general uh, sunt uh, în urma ildurilor americane și în, în condițiile astea dolarul va continua să câștige teren în fața lui euro și în fața celor alte monede practic indexul dolarului este dolarul raportat la șase monede dar din care euro are aproape 58% putem să ne mai gândim la faptul că în acest weekend după toată scăderea de săptămâna trecută și piața cripto continuă să se vândă, dacă nu mă înșel Bitcoin a ajuns pe la 27.000 și ceva și asta poate să fie un semnal vis-a-vis -vis de sentimentul investitorilor pentru săptămâna următoare țineți cont că mare parte din cei care sunt investiți în zona cripto și mai ales în, în, în Criptomonedele de bază cu cele mai importante, Bitcoin, Ethereum, sunt investiți și în zona tehnologiei de pe piața americană. Și atunci e posibil să vedem o corelație și o continuare, și e posibil ca piața cripto din acest weekend să ne dea un, o sugestie. Vis-a-vis -vis de ce se va întâmpla în tehnologie în săptămâna următoare. Iar, mă rog, din punct de vedere cantitativ s-a întâmplat ceea ce știm că se poate întâmpla și anume o depășire în viteză, chiar dacă s-a realizat într-o zi de vineri, dar într-o zi specială în care am avut acest raport CPI a nivelului de o deviație standard, dar ne-a dus practic cu mișcarea pieței în două deviații standard. Asta ține -ți cont de lucrul următor. Ce se întâmplă? Fenomenul este în felul următor. Dealerii, de pe piața de opțiuni, care de fapt înghite marea parte a hedging-ului de pe toată piața financiară americană și de la firmele mari de trading, de investiții, fonduri mutuale și mai departe, de la instituții, să zicem. În momentul în care se realizează o, o, o manifestare de genul ăsta, mai ales pe ultimele două zile ale săptămânii, ca să-și echilibreze portofoliile din punct de vedere direcțional, trebuie să facă ceea ce se numește să, să vândă în condiții de vânzare. Adică, practic, pe măsură ce S&P-ul accelerează către în jos, pe corecție, ca să-și neutralizeze delta portofoliilor și direcția portofoliilor dealerii, sunt obligați să vândă uh, contractul futures de S&P 500. Acesta pune presiune mai departe pe toate astfel, pentru că, prin arbitraj statistic, în momentul în care se vinde contractul de futures pentru Și scade, SM, scade și S&P-ul și practic se vând toate pentru a se echilibra toate portofoliile care sunt uh, expuse ca, având ca unitate de măsură S&P-ul. Și se vinde și Apple, și se vinde și Amazon, se vinde și Tesla, se vând toate. Asta face arbitrajul statistic și uh, mecanica pieței de opțiuni pe o situație de genul ăsta. Dacă ar fi continuat ziua de vineri încă câteva ore, probabil că am fi avut SMP-ul mai jos decât, decât s-a terminat el. Pentru săptămâna viitoare avem niște, avem o deviație standard undeva la 4.000 și la 3.800. Mi se pare 100 de puncte de anticipare a unei mișcări între ghilimele normale în piață. Mi se pare destul de mică la ora actuală, pentru că și joi și vineri am avut în S&P genul ăsta de mișcare și noi aici avem anticipare pentru toată săptămâna. Însă săptămâna următoare, săptămâna următoare este foarte specială. Dar înainte de a vorbi despre asta, aș vrea să vă spun și cantitativ că n-am văzut o mare revenire a activităților de hedging. Frica nu este la ora actuală prezentă în piață. Premiumul de volatilitate pentru săptămâna următoare este uh, aproape neutru și normal ar fi să fie măcar plus 20-30%. Volatilitatea estimată să fie mai mare decât cea realizată uh, nu se întâmplă asta. Indexul SKU este la nivele foarte joase. VIX-ul a crescut, dar nu foarte mult. Uh, toată perspectiva asta pe partea de hedging este, iată, pe vânzarea de vineri, chiar activitățile de hedging s-au menținut la nivelul ridicat de în ziua de joi, dar nu au crescut și uh, n-am avut uh, nici vreun fel de capitulare, iată 21% din toate stocurile listate în Statele Unite totuși au crescut. Să zicem că aici poate fi un pic de capitulare în zona asta, dacă putem să o numim așa, dar nu e neapărat flagrantă adică ar trebui să avem sub 15% din stocuri pe creștere și peste 85% pe scădere într-o zi în care să zicem ok, poate e un pic de capitulare din punctul ăsta de vedere cantitativ, dar pe S&P volumele nu au fost fantastice, am avut sub 2 milioane de contracte și joi și vineri, iar pe asemenea scădere ar fi trebuit să avem mult mai mult decât 2 milioane de contracte pe S&P Futures, iarăși deci, nici aici nu putem să zicem că avem vreun fel de capitolare. Deci, nu, în piață nu este frică și nu este panică. Și atunci în condițiile astea, ar trebui noi să ne gândim dacă nu avem frică și nu avem panică la genul ăsta de mișcare în piață, atunci la ce fel de mișcare în piață o să avem frică și panică care ar duce într-un final la capitulare și la o revenire agresivă cel puțin de moment, cum am avut aici de exemplu, sau cum am avut în martie. Astea sunt întrebări deschise cu care vom rămâne pentru săptămâna următoare, pentru că e o săptămână foarte specială. De ce este o săptămână foarte specială? Pentru că avem ședința FOMC de miercuri și pentru că avem ceea ce ne se numește triple witching sau avem OPEX-ul, adică expirarea opțiunilor importante de final de trimestru. Și aici e situația în care expiră și opțiunile de pe index, indici, expiră opțiunile de pe futures și expiră opțiunile opțiune de pe equities, opțiunile lunare. Și toată această situație obligă o repoziționare și o rostogolire și a foarte multor bani de, de acum către lunile următoare și asta poate crea volatilitate în moduri nebănuite. În principiu, din câte știu eu, se depășește trilionul de dolari care trebuie mutat în acest sfârșit de săptămână către perioadele următoare, iar asta va, va crea mișcări complet ne, ne, impredictibile pe finalul săptămânii. Și, bineînțeles, asta în condițiile în care avem ședința FOMC de miercuri, în fine. Haideți să ne uităm puțin să vedem ce s-a întâmplat săptămâna trecută în materie de raportări economice. Bineînțeles am avut CPI-ul care a fost 1% și lună, lună pe lună și care era predicția era de 0,7% iar Core CPI adică fără energie și alimente 0,6% și predicția 0,5%. Acum dacă vreți să vedeți an pe an An pe an, uitați, am avut 8,6% în mai pe CPI, pe headline, deci pe CPI-ul complet, și 0,6% pe core CPI, adică excluzând energia și alimentele. Puteți să vedeți deja că suntem într-o zonă foarte îndepărtată deja de evoluția medie a ultimilor 40 de ani, și nu se știe unde vom ajunge. Practic, ultima dată când am avut o asemenea și inflație și recesiune în condiții de inflație a fost în anii 80, 70-80, în care se știe că, deși unele portofolii au crescut per total după toți anii de recesiune, raportat la inflație, de fapt, toată lumea a pierdut bani în acei 10 ani. Din cauza asta, priviți cu scepticism orice in sfaturi și analize făcute de unii sau alții, mai mult sau mai puțin experți, vis-a-vis -vis de când vor fi minimele în piață și ce alocări fantastice se vor face și să știți că foarte mulți am observat și am discutat și cu mulți de la noi din țară care, mă rog, oferă sfaturi de investiții, cursuri, analize și așa mai departe, în care ei, îi se pricep la ce fac pe pătrățica lor acolo, dar am văzut că, de fapt, ei nu înțeleg tabloul general. Și am simțit așa o chestie la modul că ei de fapt așteaptă undeva în sufletul lor, chiar dacă acum nu prea mai au curaj să o declare, dar o declarau până acum 2-3 luni, ei așteaptă să vină momentul ăla în care de fapt totul să revină la situația din 2020-2021, în care să crească și să facă 10x, 7x, eu vă spun, nu se va întâmpla chestia asta. Scoteți-vă din repertoriu genul ăsta de idei. Că nu se poate, adică, sau cel puțin nu în termeni reali. În fine, pe, pe acest fond, bineînțeles că piața a reacționat cum a reacționat, pentru că, era, e, clar că e clar că nu se mai poate aștepta niciun fel de niciun fel de atitudine pozitivă din partea rezervei federale și gândiți-vă că toată această creștere, haideți să ne uităm încă o dată la ce fel a crescut piața din 2020 până acum, da, aici am avut COVID-ul toată această creștere a fost alimentată cel puțin de aici, de la sfârșitul 2020, după alegeri da? când să zicem că ne aflam cu piața undeva, oarecum la nivelul la care eram înainte de COVID toată această creștere din noiembrie-decembrie 2020 până în decembrie 2021, deci acest an a fost alimentată de o injecție de peste un trilion de dolari făcută de Re Rezerva Federală, mă rog, și de Guvernul American împreună. Toată această creștere, se, practic tot acest trilion de dolari este în program de a fi extras din piață prin Quantitative Tightening, care a început în luna iunie. Matematic această extragere de un trilion și ceva de dolari, deci doar matematic, fără sentimentul pieței, este estimată de băncile mari de investiții să ducă o scădere de 80% în piață de unde a început, adică din iunie de acum. Deci din iunie de acum până în primăvara viitoare, 2023, vom avea 80% mai de scădere a pieței, se duce matematic fix în quantitative tightening. Uh, acum dacă ne uităm la, la situația generală. Vreau să vă spun că tehnic vorbind, eu mă uit la acest nivel de 3500, de ce? Pentru că uh, pentru că la el se vor uita foarte mulți alții. Nu că sunt că mi-aș baza efectiv tranzacțiile pe analiză tehnică. Pentru că ce este în stânga graficului, ne spune ceva despre trecut, dar nimic despre viitor. Este o iluzie să considerăm că dacă vedem o formă aici o să facă nu știu ce prețul pentru că forma aia arată într-un fel. Nu, nici vorba de așa ceva. În fine, dar de exemplu aici avem o medie de 200 de perioade pe graficul săptămânal al S&P 500. Mă, rup, mă uit pe indexul, pe futures pentru că sunt obișnuit să mă uit la asta și dacă ne uităm la SPX, tot asta era. Deci undeva pe la 3500 avem această medie de 200 de perioade care coincide cu acea capsulă de volatilitate foarte mare pe care am avut-o în vara toamna lui 2020, practic unde piața încerca să pună o rezistență foarte consistentă undeva imediat deasupra nivelului de dinainte de COVID. După care au urmat alegerile și după alegeri știm toți ce fel a reacționat piața. În același timp, dacă ne uităm la ceva, la ce mie nu-mi place să mă uit, dar din motive legate de faptul că foarte multe milioane de oameni se uită și mă gândesc că vor reacționa la chestia asta și dacă trasăm chestia asta care se numește Fibonacci de când a fost mă rog, minimul de COVID și până când a fost maximul vedem că ia acest nivel de 3500 coincide cu acest 50% de retracement pe Fibonacci deci la 3500 foarte multe milioane de oameni, de investitori se vor uita și vor zice am atins media de 200 de perioade dinamică pe graficul săptămânal, deci pe termen lung și am atins și retragerea de 50% de Fibonacci și din punctul ăsta de vedere probabil că 3500 va fi un suport foarte, foarte important în piață, 3500 și datorită faptului că am avut această rezistență foarte importantă aici și dacă te gândești că de fapt e 3500-3400 o zonă, că suporturile nu stau într-un punct fix, avem și maximul dinainte de COVID. Dar dacă acest nivel este depășit, nu văd de ce n-am ajunge la 33200 până în Q4. Până la urmă, de ce nu? Pentru că matematic putem să ajungem acolo, fără, adică avem toate condițiile să ajungem acolo. Bun. Um, dar ce aș vrea eu să vă mai spun este că ziul, zilele de joi și de vineri, așa cum le-am privit noi aici, au demonstrat faptul că este foarte, foarte riscantă situația în care se găsește piața acum, în care nu există hedging. Și Vă aduceți aminte că am vorbit și dățile trecute despre lucrul ăsta. Și dacă nu există hedging și nu există protecție în piață, este, suntem ca într-o cameră în care sunt 200 de oameni și toți vor să fugă deodată pe o singură ușă. Ce se va întâmpla? În momentul în care piața va intra în panică și nu suntem acolo nici pe departe, adică după cum vedeți, am, am, avut scăderea asta de joi și de vineri, dar nu avem frică reală. VIX-ul nici n-a trecut de 30. Nu s-au cumpărat opțiuni de protecție masivă în S&P 500. Nu s-au cumpărat opțiuni de protecție masivă în VIX. Și atunci noi suntem așa, încă într-o lâncezeală de asta, încă într-o letargie vis-a-vis -vis de protecția pe care trebuie să o facă instituțiile pentru portofoliile lor. Dar dacă lucrurile se precipită, toată protecția asta se va încerca să se facă deodată și repede. Adică se vor cumpăra opțiuni de protecție în S&P 500 care va face VIX-ul să explodeze și pe măsură ce VIX-ul explodează se vor cumpăra opțiuni de protecție direct în VIX care va face indexul de volatilitate al volatilității să explodeze. Noi putem să avem o spirală în care ne putem duce pe la 3700 foarte, foarte ușor în două zile, dacă nu și mai jos strict pe mecanica asta de legată de faptul că în momentul ăsta piața este cumva cu pantaloni în vine, dacă, sau mă rog, piața. Instituțiile sunt cumva cu pantaloni în vine în momentul ăsta, din punctul ăsta de vedere. Și așa le prinde o eventuală continuare a corecției în primele două zile de săptămâna următoare. Și dacă la FOMC nu, nu reiese ceva care să facă piața să găsească un suport în zona asta pe la 3800 și ceva, cum a găsit data trecută, mă rog, cum a găsit la sfârșitul lui mai, cred că tot în zona ședinței de FOMC a fost și atunci, avem toate motivele să, și toate probabilitățile să continuăm scăderea în piață. Adică, cel puțin, ca mecanică a pieței, tot setup ul este pentru o corecție și mai mare. Și în aproape nimic, nu este să, nimic din tot setup ul pieții la ora actuală nu este pentru o revenire, cum era, de exemplu, în zona asta, cantitativ, aici, și piața era setată pentru o creștere, pentru o revenire, acum o lună de zile. În fine, bun, săptămâna următoare, după cum am, am spus, avem fomc ziua de miercuri. Dar până la FOMC mai avem și alte două chestiuni destul de importante de raportat, și anume avem PPI, Producer Price Index, care este inflația pe partea de, de industrial angro, adică prețurile pe care le plătesc producătorii. Și aici, dacă se confirmă ce s-a văzut săptămâna trecută la CPI, și acest raport poate să pună paie pe foc marți. După care avem și core retail sales, adică vânzările din domeniul de retail, care sunt în ziua de miercuri înainte de FOMC. Deci avem încă două raportări economice care pot să agraveze situația în piață. Mă rog, după care vineri în ziua în care avem și OPEX-ul și probabil joi și vineri vor fi foarte multe rebalansări de fonduri și foarte mulți bani se vor rostogoli într-o direcție sau alta. Mai vorbește Jerome Powell, Sincer mă aștept că dacă avem o corecție masivă în piață săptămâna următoare, aici în ziua de vineri să Jerome Powell să încerce în orice mod posibil să calmeze piața. Cam asta pe partea de raport, raportări economice. Un aspect foarte important pe care aș vrea să, să vi-l arat este că dacă vă aduceți aminte, am zis la început că vorbim puțin despre partea de. despre Banca Centrală Europeană, care, mă rog, a anunțat că vor ridica dobânda de referință cu 0,25%. Aici situația e în felul următor. Această teamă foarte mare a existat și în 2011 că în Uniunea Europeană, în zona euro, se va intra într-o recesiune din, pe motive monetare. Și problema fundamentală, după cum o văd eu, este că există, avem monedă comună, dar nu avem datorie comună. Și dacă ne uităm puțin, fiecare stat are ce politică vrea de, de împrumutare pe piața bondurilor suverane, mă refer. Și dacă aruncăm o privire la modul cum arată dobânzile acum în zona euro, putem să vedem că deși, iată, și Franța a ajuns la un ne uităm la ILD-ul la 10 ani că ăsta e un da, de 2%. Germania, care a avut îlduri negative atâta timp, are un îld de 1,5% la uh, 10 ani. Uh, Elveția a ajuns și ea, care era campioana îldurilor negative și are în continuare dobânda de referință negativă, că e singura care mai are dobândă de referință negativă în. Uh, mă rog, nu e în zona euro, dar e perfect integrată în economia europeană are un yield de, 1,1%. De dar țările din sud, care reprezintă și problema la ora actuală, iată, Spania 2,7%, Portugalia, mă rog, perfect conectată la economia spaniolă, 2,7-2,8%, Italia 4% aproape. Deci aici se vede că de fapt lucrurile se miros rău de tot. Uh, Grecia, haideți să vedem și Grecia, 4,4%. Deci asta este un foarte mare risc financiar pentru anul următor, anul ăsta și anul următor. Și e o mare problemă pentru că, iarăși aici, ei au fost cumva campioni la a anunța că inflația a atins un plafon și acum fac tot felul de declarații cum că o să revină inflația la nivelul la care ei și-l doresc. Nu, eu nu văd care este orizontul lor în condițiile în care deja inflația depășește 8% mai peste tot și au dobândă de referință negativă sau aproape de zero și indurile bondurilor de bea, de bea au ajuns la 2-3%, adică e foarte mare loc să mai crească aceste induri, adică să se vândă masiv bondurile europene în condițiile astea de acum. Și dolarul să crească pentru că în mare parte contează cum se raportează Piața bondurilor din Statele Unite la cea din Europa, și ildurile la 10 ani mai ales, și în funcție de asta evoluează și raportul dintre cele două monede. Aici va fi o problemă. Deci, pe lângă inflația pe care noi o știm din Statele Unite și de peste tot, și o eventuală recesiune care va fi indusă de băncile centrale, pentru că n-ar avea încotro, nu au cum să facă altfel, aici, aici va fi o problemă. Cu, cu piața de datorii suverane, ace, aceeași problemă din 2011, dintr-un punct de vedere. Și cu politică monetară unică, dar politică de împrumut suveran la discreția fiecăruia. Bun, în fine. Ce voiam să vă mai arăt pe Shadow Statistics, adică aici băieții ăștia calculează multe chestii mai corect decât guvernele, cam asta ar fi ideea aici. Și uitați-vă puțin dacă inflația asta de 8,6% pe care o raportat-o în mai ar fi fost calculată după standardul de acum 40 de ani, Mă rog, ei au tot modificat standardul de calcul al inflației ca să fie în folosul, bineînțeles, raportărilor și a politicilor. Dar la modul real, de fapt, inflația ar fi vreo 16-17%. Și probabil că consumatorii simt chestia asta, că infla, produse prețurile nu au crescut cu 8%. Prețurile au crescut cu mai mult decât atât. Dar totuși încă se consumă foarte mult. În momentul în care va începe să nu se mai consume atât de mult probabil pe motivele și creșterilor de dobânzi și ușor, ușor se instalează o panică vis-a-vis -vis de toate, toate aceste aspecte în consum, în, în economia tuturor țărilor dezvoltate, momentul ăla va genera, probabil, o intrare mai adâncă într-o recesiune reală și adevărată și nu doar așa pe hârtie de două trimestre cu GDP negativ. Pe pe ședința de FOMC de săptămâna care vine consensul este că vom avea o creștere de 0,5% pe dobânzile de referință. Dacă ne uităm la probabilitățile pe celelalte ședințe, deci aveam, a, a, acum avem 0,5% și să vedeți aici o chestie interesantă, în luna iunie avem 0,5% în luna iulie. Și în luna septembrie, de unde ar fi trebuit să începem să avem 0,25%, surpriză, avem 0,75%. Deci acea încetinire pe care a mizat piața din luna septembrie și motivul pentru care a crescut piața în ultima lună, cât a crescut, anemic, da, a crescut, a cam dispărut, că de fapt deja pentru octombrie-noiembrie nu mai e predictibil, că lucrurile sunt în dinamic, ați văzut. Ceea ce e predictibil acum că vor avea niște creșteri și mai mari de 0,5% pe dobândă de referință, rămâne de văzut ce vor declara ei miercuri. Dacă ei miercuri confirmă că e posibil să avem și creșteri mai mari de 0,5%, gen 0,75% cum se prevede aici în septembrie, avem liber la alunecare pe topogan. Așa că atenție mare cu sfaturile de investiții și cu ce cumpărați pe aceste între ghilimele minime că ceva ce a scăzut 70% poate să mai scadă încă 20% fără niciun fel de problemă. Bun și cam atâta și pe partea de știri economice. A, voiam să vă, să vă aduc în atenție un articol pe care l-am scris-o mai de mult acum vreo 2 ani dacă îl găsesc. Adică, mă rog, trebuie să-l găsesc. De... Și uitați acesta, cu evoluția sentimentului investitorilor. N-ar fi rău din când în când să avem imaginea asta în față și să încercăm să vedem oare unde ne găsim în momentul de față. Din, punct de vedere, din punctul meu de vedere, și e părerea mea personală și vă dați seama că tot ce discutăm aici nu sunt sfaturi de investiții sau niciun fel de chestiuni de genul ăsta, sunt opiniile mele pe care le adun din analiza pe care o fac și vă împărtășesc și vouă. Din punctul meu de vedere, noi suntem în zona de frică. Adică am fost în negare în primăvară și în luna martie, am început să intrăm într-o zonă de anxietate, că de fapt lucrurile nu stau chiar așa de bine și nu mă simt confortabil cu portofoliile care au scăzut mai mult sau mai puțin în funcție de portofoliul fiecăruia și acum începe să ne fie frică, să ne fie frică că de fapt lucrurile vor sta rău cu adevărat. Mai avem până la panică, disperare, capitulare ca să putem să cumpărăm. Gândiți-vă întotdeauna la chestia asta. Că n-am ajuns nici pe departe la panică, Toate, toți indicatorii cantitativi ne arată că nu s-a făcut pe partea de uh, slow money, adică money, banii care se mișcă încet, banii care sunt investiți pe termen lung încă nu avem niciun fel de capitulare nici pe departe, adică situația în care efectiv se vând portofolii pentru că e nevoie de cash, de lichiditate și nu mai contează și se vând și atunci gândiți-vă că mai avem mult până departe, până la minime în piață și iarăși, eu m-aș uita tot timpul la o, la, o, la un grafic de genul ăsta ca să mă gândesc, să-mi pun întrebarea dacă vreau să cumpăr Orice aseturi aș vrea să cumpăr, dacă cumva e cazul să le cumpăr acum sau să mai aștept câteva luni. Bine, în final cam atât am avut să vă spun. Vreau să vă zic că oricum pe grupul nostru, pe trading și investiții, mai încerc să mai postez când mai aflu câte ceva. Acum, de exemplu, am scris ceva de ședința FOMC și pentru săptămâna asta cam ăsta a fost update-ul nostru. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să-l urmăriți și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, care probabil că va fi o analiză extrem de interesant, pentru că vom fi trecut peste FOMC și OPEX și cine știe cum o să arate piața sâmbăta viitoare, pe sâmbăta viitoare atunci și să ne vedem cu bine.